Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Adevăr sau Provocare. Se spune că personalitatea omului, influențată de cultură, poate ori să înflorească, ori să fie doborâtă și influențată negativ din alte părți, poate duce la o adevărată răscoală a minții și a sufletului. În această seară, alături de mine se află cea mai potrivită persoană care știe să atace acest subiect cu vorbe delicate, dar răspicate. O doamnă care spune lucrurilor pe nume, fie că ne convine sau nu. Cu o carieră și o experiență de invidiat, ar spune unii, doamna Roxelana Radu. Bun venit la Campus TV! Bun găsit dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră! Începem așadar seria întrebărilor. Pregătită? Oarecum. Niciodată nu ești pregătit îndeajuns. Sau niciodată să nu spui niciodată. Exact. Cine a fost ieri și cine este astăzi Roxelana Radu? Același om. Dacă e să ne referim la om și cred că dacă e să fim foarte cinstiți cu noi înșine, indiferent pe unde ne poartă viața, înainte de toate și în cele din urmă, calitatea de om rămâne. Așadar, cred că ar trebui să ne preocupe mult acest aspect, caracterul, lăuntrul fiecăruia și ce pot spune? Fericiți acei care care vor putea spune: uite, am rămas același om. Eu pot să afirm despre mine lucrul ăsta. Cei care îmi cunosc, pentru că am crescut cumva aici în Buzăul acesta, cei care mă cunosc, cei care îmi știu statura umană, cred că pot să confirme acest lucru. Sigur, Roxelana Radu a fost și este și altceva decât om, adică sunt alte perspective din care putem discuta despre asta. Din punct de vedere profesional, m-am învârtit în sistemul administrației publice cu folos și cu utilitate, aș spune, pentru cetățeni. Și acum, cam de un an, sunt la pensie și mă învârt, ca să ne păstrăm în termenii discuției, tot cu utilitate și cred că tot cu folos, în zona, să zicem, de cultură, în care m-am dus în ultimii ani. Este o preocupare mai veche a mea. Și așa se explică, asta am vrut să spun. Așa se explică. Acum, senzația a fost că voi avea mai mult timp și o bucurie inimaginabilă la gândul că, wow, ce timp voi avea, nu e tocmai așa. Sau poate noi nu mai suntem atât de eficienți, de ce nu, ca altă dată, și atunci, iată, sau poate timpul este un carusel care ne învârte și noi nu mai avem niciun fel de control asupra lui și atunci, în timpul pe care l-am, acela obiectiv, mă ocup cu diverse chestiuni din segmentul cultural. Revenind la oameni, ce credeți, ce anume îi poate schimba pe oameni? Pe unii oameni? Eu cred că oamenii nu se schimbă. Dar cine se schimbă? Sau ce se întâmplă? Cred că împrejurările în care îi așează viața, poate, îi determină să se comporte într-un anumit fel. Sau să reacționeze într-un fel anume. Mai cred că ceea ce este în interiorul omului transpare mai devreme sau mai târziu. Trebuie doar să-l așezi în circumstanțele potrivite, propice. Eu cred că un om rău, să zicem, cu toate că detest împărțirea asta maniheistă, așa, în bine și rău, dar, mă rog, un om rău, să zicem, mai devreme sau mai târziu își dă arama pe față într-un fel sau altul, chiar dacă se străduiește de-a lungul timpului să pară altfel. Și sunt multe aspecte despre care putem discuta. Putem disimula, într-adevăr, că arta prefăcătoriei e dusă în extremă în ultimii zeci de ani. Dar nu putem disimula la nesfârșit. Așadar, revenind, nu cred că oamenii se schimbă, cred că ei sunt într-un fel anume. Dar mai cred totuși în același timp că dacă
se petrec unele schimbări, nu fundamentale, dar unele schimbări, mai cred că suferința poate schimba omul. Nu cred că bucuria, ci mai degrabă suferința. Credeți că dacă ar primi ajutor sau primește ajutor, acel om poate să își arate adevărata față doar cu ajutorul celor din jur? Sau poate el singur? Sigur că stă... Să se ajute. Sigur că stă în puterea noastră să... Transformarea interioară este, cred, un proces care se desfășoară până în ultima clipă, dialogul cu tine însuți, vorbim despre acea alteritate, despre alter ego-ul fiecăruia, fiecare dintre noi stăm de vorbă cu noi înșine în anumite clipe, în, știu și eu, în seri de tihnă, în ceasuri de liniște, în împrejurări poate mai deosebite. Cred că stă în puterea fiecăruia, așa cum am spus, pe de o parte. Cred că este și un proces obligatoriu. Eu nu cred că cineva rămâne totuși încremenit într-un proiect. Și nu, ca să-l citez acum pe Gabriel Liceanu, că e sintagma, aparține expresia. Eu nu cred că rămâi așa fără să te uiți și la tine și să te raportezi și la ce este în jurul tău. Nu, nu cred că e posibil. Dar pe de altă parte, pentru că oamenii sunt diferiți, pentru că suntem construiți în mod diferit, sigur că sunt și de cei care probabil că au nevoie de ajutorul celor din jur. N-aș putea să spun, nu sunt psiholog, pentru că probabil că aici, în zona aceasta, s-ar duce discuția. Dar rămân totuși la ideea că sunt unii oameni care au nevoie de ajutor. Poate unii aș evita să-i clasific, să pun neapărat etichete și să spun că unii ar fi mai puternici, alții mai puțin puternici. Nu, nu cred că e de putere. Cred că are alte resorturi. Această, poate în granița cu subtilul se duce. Deci nu în material, ci în subtil. Poate. Ideea ar fi că bine ar fi ca noi toți, într-adevăr, dacă putem să ajutăm, la un moment dat, să o facem, dar trebuie să-și dorească și persoana respectivă. Cu siguranță așa este. Să accepte ajutorul? Sigur. Și să aibă încredere în forțele proprii. Nu, eu aș spune nu să accepte ajutorul, ci să ceară ajutorul. Nu este bine să-ți ofere ajutorul atunci când nu este cerut. Trebuie ca omul să-ți ceară ajutorul, pentru că un ajutor nesolicitat nici nu este prețuit. Nu va fi prețuit. Și atunci omul trebuie să conștientizeze că are nevoie de ajutor și să se ducă și să recunoască el cu sine mai întâi și el cu ceilalți mai apoi. Am nevoie, ajutați-mă. Da? Și atunci... Și atunci putem să îi întindem mâna. Sigur, o mână, sigur. Așa cum am amintit în deschiderea emisiunii, cariera profesională, experiența dumneavoastră de viață, așa cum am spus, poate mulți vă invidiază, pentru că, într-adevăr, sunteți o persoană care a realizat foarte multe, a înfăptuit foarte multe și poate vi se pare ciudat, dar mulți vă invidiază. Spuneți-mi, cum ați construit totul? Pas cu pas, cum ați făcut? Asta care era, ar fi cheia? Ăsta era răspunsul pe care vreau să vi-l dau pas cu pas. Pas cu pas. Pe nesimțite, iată. Nu mi-am pus niciodată problema că cineva m-ar putea invidia, pentru că fiecare are viața sa, fiecare își construiește într-un fel anume, se construiește pe sine din punct de vedere profesional, în măsura în care, desigur, avem posibilitatea să facem alegeri noi oamenii. Poate nu sunt foarte multe, dar acolo unde putem alege, e bine să o facem în, așa, în deplină cunoștință de cauză până la urmă. Cum, nu știu să vă spun cum am făcut, lucrurile au venit. Cred că nici n-am avut timp să mă întreb. Dar eu ce fac acum? Dar mai departe, oare ce-ar veni, cum mi-ar veni mie bine? Dar ce s-ar potrivi personal? Dar cum? Nu cred că... Pur și simplu cred că am mers înainte. Tot timpul a trebuit să merg înainte. Credeți în destin, în soartă? Într-o oarecare măsură, da, cred. Observați că am evitat să spun da
ferm din capul locului. Dar într-o oarecare măsură cred. Cred că în același timp că poți să dai și tu o mână de ajutor, cred că poți să-ți dorești niște lucruri, cred că poți să întreprinzi niște demersuri în sensul acesta, iar dacă planetele se aliniază ca tu să nu realizezi ceea ce ți-ai propus, atunci desigur că nu mai avem ce face. Dar, da, cred că sunt mai mulți factori, da. Tu, universul din jurul tău, energiile, faptele pe care le faci, consecințele lor, ce-ți propui, ce ajutor primești din jur și din univers și, da, într-o oarecare măsură, e posibil. Cine v-a fost mentor? Ați avut un mentor? Nu știu să vă spun. E așa de... E mult prea de larghețe și e, cum să spun, mi-ar veni și greu să mă raportez la o singură persoană. Probabil că, din cauza că în diverse perioade ale vieții, m-am dus către câte un model, așa, n-aș știa cum să spun, dar cu siguranță că mi-a plăcut câte o personalitate sau, știu și eu, eroi din viața reală. Nu știu să vă spun exact un nume, dar uite, mă gândeam acum că ne tot plângem, generația mai tânără se tot plânge de modele, nu mai avem modele, unde ne sunt modelele? Nu, nu este așa. Modelele sunt printre noi și sunt oamenii care își fac treaba bine, da, își fac job-ul, muncesc, își câștigă, da, traiul, pâinea, oamenii de caracter, oamenii cu bună cuvință, oamenii cu bun simț, iată, acestea constituie modele, nu știu până la urmă ce căutăm. Iar când am spus despre mine că m-am raportat la diverse modele, așa cum le-am spus, am avut în vedere trăsături de caracter bune, acelea pe care ni le dorim oricare din noi. Pentru că cine și-ar dori să fie rău, leneș, necinstit și așa mai departe? Nu. Toți ne dorim să fim buni, să fim harnici, ca să rămân în ecuația pe care v-am spus-o. Și așa mai departe, să fim wow. Da, toți ne dorim. Vreau să-mi spuneți dacă viața v-a oferit tot ce v-ați dorit. Ei, nu știu câte v-ați dorit. Da, da, la asta mă gândeam acum. Dacă, nu, sincer, nu cred că am plecat în viață cu un must have, cu un to-do list ceva. Dom'le, eu vreau asta, 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 uite, așa, mi-aș dori o carieră, o, să fiu ministru justiției, asta apropo că de, referindu-mă acum la formația mea de jurist, așa, să am nu știu ce avuții, să... Nu, nu cred, nu m-am gândit. Știți, viața este mai simplă, până la urmă te duci cum e firesc să te duci, pe un făgaș, te așezi pe el și vezi ce se poate face să-ți fie bine. Până la urmă, ideea asta este. Tot ceea ce faci, tot ce se petrece în jurul tău, să te ajute să fii bine tu cu tine, tu cu cei din jur. Nu, n-am avut o listă de priorități, nici nu cred că... Deși aud la generația mai tânără, noi nu facem copii acum pentru că noi acum n-avem altele, adică nouă ne trebuie salarii, ne trebuie case, ne trebuie mașini, ne trebuie niște bani în cont. Avem și o carieră? Așa, o carieră, păi de aici pornește, da. Și după aia copiii, pentru generația mea n-a fost așa. Ele au venit toate una după alta și eu cred că lucru care se întâmplă cu fiecare din noi, dar poate că nu ne dăm seama, dar pe care, iată, eu l-am conștientizat, a fost și este acela că în fiecare zi, în fiecare etapă, în fiecare anotimp al meu ca om, trebuie să mă perfecționez, să fiu o variantă mai bună a mea. Păi ce poate fi mai frumos decât atât? Pentru că vorbim de varianta cea mai bună, enumerați-mi câteva calități ale dumneavoastră. Cred că ar trebui să las pe alții să facă lucrul ăsta, dar aș putea să spun că sunt
empatică, că sunt sociabilă, că leg prietenii și atunci când le leg foarte greu renunț la prietenii pentru că le prețuiesc foarte mult. Sunt, mi-a plăcut munca, cunoașterea, nu informația, deci cunoașterea, mi-a plăcut. Cam așa, cred. De ce v-am întrebat de calități? Cu toate aceste calități, ați deranjat vreodată pe cineva din anturajul dumneavoastră? Nu, pentru că oamenii pot fi deranjați. Putem noi să fim cât de buni am fi. La un moment dat cineva este deranjat. S-a simțit cineva deranjat? A avut ceva să vă reproșeze? Cred că nu și cred că nici nu m-a interesat. O fi fost și poate n-am observat tocmai pentru că nu m-a interesat. Pentru că, vedeți, avem atâta treabă de făcut pentru Dumnezeu. Acum să facem să mulțumim pe toată lumea? Să ne mai reprimăm din eventualele calități pe care le avem ca să fie alții mulțumiți? No way! Adică nu cred că putem pune problema așa. Da, cine știe? Și acum, dacă ne-am referit la calități, putem să deschidem o paranteză și să enumerăm și câteva defecte. Ei, da. Suntem oameni, cu toți avem calități, sigur, și defecte. Sigur. Cum spuneau latinii, sunt om și nimic din ce omenesc nu mi-e străin. Da, sunt. Care ar fi acestea? Da. Nu vedeți că nici nu mi-e așa ușor să vă spun. No, sunt o fire critică, poate din cauza că sunt perfecționistă, iar perfecționismul nu mai e de mult o calitate, așa cum credeam acum 30 de ani și îmi ziceau, wow, ce bine că sunt perfecționistă, ia uite, asta înseamnă că sunt grozavă. Nu, asta nu e, nu înseamnă să fii grozav, pentru că are numai consecințe neplăcute, perfecționismul ăsta, și te duce în tot felul de zone neplăcute. Sunt critică așadar, ca urmare a perfecționismului, da? Poate am un soi de, cum să zic eu, îl trec la categoria defecte, deși nu știu dacă ar fi neapărat un defect, dar am un soi de naivitate datorată încrederii în oameni, care la rândul ei are cumva de sorginte foarte personală, pentru că dacă la mine fair play-ul este sine qua non, da? Am prost obicei să cred că și la ceilalți este la fel și iată, nu este deloc așa. Sunteți în Zodia Fecioarei, da? Sunt în Zodia Fecioarei, da. Și se potrivesc și calitățile? O, da, toate, și toate calitățile la Fecioară sunt și toate defectele la Fecioară se adună. Este, da, totul. Sigur. Cam așa. Cine ne formează personalitatea? Ne naștem cu ea sau nu? Personalitatea ne formăm de-a lungul vieții, ne formează educația, ne formează școala, familia, ne formăm noi înșine, ne formează viața, împrejurările în care ne așează viața. Sigur, niște elemente de personalitate există din capul locului. Acum nu știu, mi-aduc aminte de o întâmplare adevărată cu un pitbull care a fost crescut ca o pisicuță de casă și era cel mai blând animal. Acum depinde cum, vedeți, cum formezi copilul viitor adult, adică dacă îi încurajezi trăsăturile de caracter pe care le are, dacă îi încurajezi trăsăturile de personalitate, da, că despre asta discutăm. Deci depinde de mai mulți factori personali, interiori și exteriori. Vă mulțumesc, mergem mai departe și vreau să vă întreb, ce vă impresionează în viață în mod deosebit? Știu că sunteți o fire sensibilă, ușor de impresionat, dar cel mai mult, ce vă impresionează? Nu știu că sunt foarte ușor de impresionat. E adevărat că sunt o fire sensibilă, dar nici nu mă las impresionată cu una, cu două. Tot ce ține, știți, mi-aduc aminte de acum, nu știu, uite, de asta mi-a venit în minte. Spunea Ducu Darie, regizorul, fiul lui Iurie Darie, că până la urmă, iată, doi mari dispăruți, și Iurie Darie și Ducu Darie, și Ducu Darie de tânăr. Și spunea el într-un interviu că până la urmă ceea ce contează în trecerea noastră pe aici este viața și umanitatea.
umanitatea, despre asta e vorba. E, și atunci, sigur că fii la chestiuni care țin de umanitate. Acestea sigur te impresionează. Iată, nu mi-este indiferent, de exemplu, faptul că undeva în lume există o criză a alimentelor și există foamete. Sau în mai multe părți din lume, de ce nu? Iată, nu mi-este indiferent faptul că undeva în lume sunt oameni care mor. E o discuție destul de... E o cu totul altă discuție și nu intrăm în ea. Din ce cauze? Din varii cauze. Din a cui vină? Din varii culpe și așa mai departe. Dar toți sunt oameni care mor fără voia lor. Una peste alta, nu alegem să venim pe aici, nu ne întreabă nimeni. Venim, încercăm, așa cum spuneam, să ne perfecționăm și să prețuim această umanitate. Că, de fapt, aici era discuția, da? Aceste lucruri mă impresionează, da. Vă mulțumesc. Pe cine vă bazați la nevoie? A, pe familia mea. Fecioară fiind, știți, noi avem acea caracteristică cu siguranța prin număr, adică cu cât suntem mai mulți, cu atât. Deși nu este totdeauna așa, să știți, dar faptul că vezi că e lângă tine, ți este familia, că suntem, uite, domnule, ăsta este neamul meu, uite, din, da? De aici mă trag. Asta îți dă o siguranță cumva, te face să te simți bine, îți dă un confort psihic și cu siguranță că îți dă putere să faci față provocărilor. Dar tot eu vin și spun că cu tot ajutorul, cu toate contribuțiile celor din jurul tău, experiențele sunt cât se poate de personale. Să faci față este ceva absolut personal. Dacă vreți, prin extrapolare, să o ducem într-o altă zonă, crucea este foarte personală pe care o ducem fiecare. Adică nu ține nimeni de ea. Hai să mai duc și eu un pic sau să, uite, apuc și eu de aici și nu. Nu. Hai că sunt prietenul tău, te mai da, ajut. Da, te mai ajut. Nu, niciodată. Crucea este foarte personală. Așa sunt lucrurile. E normal să cum să spun, să ne bazăm în primul rând pe noi înșine, să ne bazăm pe noi. Adică oamenii, eu am văzut ambele genuri. Sunt oameni care la prima problemă, tendința lor este să meargă și să ceară ajutați-mă, că uite, am nevoie de asta, am nevoie de asta la altă, dar cum să spun, la modul ritos și clamează, dar ajutați-mă. Sunt alții care mai întâi se bazează pe sine înainte de orice, încearcă toate variantele posibile de a rezolva problema respectivă de unul singur, după care dacă vede că n-are încotro, se duce și apelează la un ajutor din exterior. Așa suntem noi oamenii, construiți în mod diferit. O ultimă întrebare din această serie. Cât de ușor sau de greu se ajunge la inima dumneavoastră? La inima mea se ajunge foarte ușor cu bunul simț, cu buna cuvință, cu, știți, era pe vremea mea, iată, uite ce m-am învechit pe aici, era pe vremea mea, zic că la aceea vorbește-ți vorba și poartă sportul. Cred că venise și la generația mea de undeva mai din spate și tot așa, știți cum se transmite? Moștenite, da. Și frumoase moșteniri mai aveam. Ei, în felul ăsta, deci, pentru că detest aroganța, prefăcătoria, chestiuni care țin de genul superficialitatea și așa mai departe, dar vii foarte ușor cu bunul simț, cu măsură. Est modus in rebus, spuneau latinii. Există o măsură a tuturor lucrurilor. Dacă n-ai măsura aceea, lipsa de măsură generează dezechilibru. Și atunci e dificil. Cu ce să se ajungă la inima mea? Uite, de exemplu, cu muzică, cu vers, cu sensibilitate, cu delicatețe, cu tandrețe și înțeleg prin tandrețe o comportare frumoasă, atentă față de omul de lângă tine, la modul acesta. Cam așa. Tocmai amintați de prieteni, da. Și cred că fiecare are un loc special în inima dumneavoastră.
au pătruns ușor sau greu, depinde cum au ajuns la inima dumneavoastră, dar cât timp rămân acolo? A, trebuie să știți că eu n-am decât doi prieteni. Două prietene, mai bine zis. Ele sunt, cred că au poposit în sufletul meu de vreo 40 de ani. Și sunt cumva, au trecut proba timpului, proba călătoriilor. Ci că la călătorie cunoști omul și îl vezi. Și eu am avut tot felul de provocări de genul acesta și greu pleci din inima mea dacă te-am primit acolo, acolo rămâi pentru totdeauna. Sunt genul acela de prieten și eu și am genul acela de prietene cu care dacă nu vorbesc o lună, două, când reluăm discuția este ca și cum am fi vorbit ieri, timpul nu a trecut în răstimpul acesta, da? Deci, la modul ăsta, te primesc definitiv. Definitiv și irevocabil, uite, ca să ne exprimăm ca în drept, da, da, cam așa. Fecioarele așa sunt mai selective? Da, sunt mai, da, da, sunt mai selective, așa este. Mi se pare firesc, cred că toți ar trebui să fim așa. Până la urmă nu poți să te deschizi necondiționat în fața tuturor, pentru că vedeți, oamenii sunt diferiți. Exact, m-ați întrebat mai devreme și unii, poate, știu și eu, profită de buna ta credință, poate de naivitatea ta, poate de omenia ta. Și dar putem să mai vorbim astăzi despre prieteni, despre prietenie? Greu, nu știu dacă mai este timpul necesar. Vedeți, prietenia se formează într-un timp anume. Nu e așa că îmi place de tine, ai un sumum de cunoștințe, ești educată, ești educat, ești și gata, ești prietenul meu, ești prietena mea. Nu, prietenile trebuie consolidate în timp. Nu cred că mai avem timpul acela. Vedeți, nu doar că s-a comprimat timpul așa cum se vehiculează de vreo 15 ani, știu eu lucrul ăsta. Așa. Nu doar că s-a comprimat timpul, nu doar că are altă curgere, nu doar că s-a micșorat ziua, cum iarăși se vehiculează de o bună bucată de vreme, dar viața e un pic mai alambicată. Nici nu are rost să mai discut acum de pandemie, știu, doar dacă e să mă refer la condiții normale de viață. Dacă mă uit la generația fiilor noștri, de exemplu, copiilor noștri, da? Trebuie să alerge poate mai mult decât o făceam noi pentru familie, pentru pâine. Eu o spune mai mult și mai repede. Da, clar că trebuie să mărești ritmul. Pentru că nu mai poți să... S-au dus vremurile acelea mai de larghețe în care aveai, n-aveai, asta era. Nici nu prea aveai de unde să alegi. Păi, eu mă uit că generația asta nu mai are timp să citească, să-și desăvârșească, să se desăvârșească pe sine. Din acest punct de vedere, eu mi-amintesc că lecturile preponderent le-am făcut în epoca de tristă amintire, când timp era, mâncare nu era, frig era, lumină nu era și atunci aprindeam câte ceva, o lumină, o lumânare și citeam. Eu aș completa aici. Și citeam. Pe vremea aceea exista timp plus interes. Probabil. Probabil. Acum dacă e să ne ducem în latura axiologică, vedeți, sistemul de valori s-a cam dat peste cap. Ceea ce era considerat valoare odinioară, acum cred că nici nu mai prezintă interes, ca să vă citesc, da? Cu interesul. Probabil că interesele sunt imediate, sunt preponderent de ordin material și cam atât. Și vorbeam de timp, timpul ne presează și pe noi. Așadar, luăm o scurtă pauză de publicitate, rămâneți alături de noi, revenim imediat. Am revenit lângă mine în această seară, doamna Roxelana Radu,
o persoană care spune lucrurilor pe nume, ne place să o ascultăm și să învățăm de la dânsa. Continuăm, doamnă! Sunteți o persoană care ascultă de sfaturi? Da, da. Primiți des sfaturi? Nu, cer sfaturi. Trebuie să le cer ca să cer sfaturi atunci când... Și cer persoanelor pe care le creditez cu experiență mai mare decât a mea sau mai cu înțelegere a lucrurilor mai profundă decât cea pe care o am eu, oamenilor mai pricepuți în anumite domenii, da, sigur, nu m-am ferit niciodată să cer sfaturi și nici să dau dacă mi-au fost cerute, da, cum să nu? Acesta este un lucru foarte bun pentru că întotdeauna trebuie să le trecem așa, printr-o sită, chiar dacă primim sfaturi, le cernem, vedem. Sigur, sunt alegerea bună? O facem personal, sigur că da. De ce credeți că oamenii sunt interesați mai mult de cei din jur, din jurul lor, și mai puțin de ei înșiși? Pentru că cred că astea sunt vremurile pe care le trăim. Zgomotul acoperă orice. Tot timpul oamenii trebuie să aibă o preocupare, telecomanda, televizorul, maneaua, vedetismul, festivismul, lucrurile superficiale, lucrurile formale, nimic care să se apropie de pe cum să te uiți la tine, ca să te uiți la tine, la ce trebuie să, unde trebuie să te uiți și ce să cauți, esența, trebuie să cauți adevărul, ori, e greu de dus. Adevărul e greu de dus. Credeți că mulți se sperie? Cred că da. Da. Și tocmai de aceea nu-l caută. Exact, exact. Asta vreau să continui să spun. Cred că de asta oamenii nu se privesc pe sine, pentru că le e teamă să rămână cu ei înșiși. Și atunci își umplu timpul cu orice. Da? Pe de altă parte, vedeți, vremurile sunt de așa manieră. Există o oarecare, cum să spun, competiție. Nu vedeți că s-au schimbat valorile? Discutam mai devreme de axiologie și de... Dar uite, vă dau un exemplu. Și este chiar de la mine, din familie. Unul dintre nepoții mei, acum vreo 2 ani, deci pe când avea vreo 10 anișori, era într-o discuție care nu se mai termina cu ceilalți prieteni despre numărul de stele al hotelului la care se duc la mare. Și aceasta era o discuție. Vi se pare că la 10 ani, da, la 10 ani te poate interesa așa ceva? Eu nu cred. Cu atât mai mult cu cât pe mine nu mă interesează nici la ora asta, pentru că am depășit de mult stadiul acela, pentru că cândva îmi va fi trecut și mie prin cap ceva de genul ăsta. Dar nu să mă intereseze la modul ăsta, fiindcă între timp ce să vezi, am crescut și mi-am dat seama că nu contează la câte stele te duci sau câte mari. Așa, exact, ci contează unde te duci, contează cu cine te duci, da? Contează ce înveți, ce vezi acolo, cu ce vii în bagaj, cu ce cunoștințe vii în bagaj. Asta contează. Dar vedeți, lucrurile s-au decalat cumva. Iată, la vârste fragedă, deja sunt generoasă, dacă spun o vârstă fragedă. La 10 ani n-am cum să te intereseze numărul de stele al hotelului, știți? De asta, revenim. Oamenii nu se mai uită, pentru că au tot felul de astfel de preocupări, iată. Merg des la mare, îmi place mare. Cred că am și scris undeva într-o povestire că pe plajă nu mai auzi altceva decât expresii așa intrate în vocabularul românilor, de că zici că în buna tradiție a românului crescut cu midii, scoici și cap caliacra și dalboca și all-inclusiv, ultra-all-inclusiv și așa mai departe, că rămâi mască, te uiți și te gândești, Dumnezeule, ori unde am fost eu până acum, ori de unde vin oamenii aceștia, pentru că e greu de crezut că trăiesc în România. Dom'le, altele sunt problemele, totuși, da? Nu midile și cu rapanele și cu mai știu eu ce, da? Și ultra-all inclusiv. Nu. Dați-mi voie să cred că ar trebui să ne preocupe alte probleme, mai de profunzime. Și atunci, ce facem când rămânem noi cu noi? Păi, nu știm ce să facem. Se feresc să rămână. Sigur să rămână, da. Și să afle... Da. Și atunci la gălăgie, la zgomot, la... Se acoperă.
La chimvale zângănitoare. La chimvale zângănitoare, da. Și credeți că tinerii din ziua de azi sunt de nădejde pentru mâine? Într-o mare măsură, cred că da. Am avut un tendința de a râde ușor ironic, dar cred totuși că nu trebuie să le facem nedreptate și vedeți, acolo unde sunt preocupați de lucruri bune pentru ei, pentru personalitatea lor, pentru creșterea lor, pentru devenirea lor, acolo trebuie avut nădejde. Da, sunt tineri pe care putem conta. Și cunosc tot felul de sau mulți tineri de genul acesta pe care poți conta, cu care te mândrești și la care te gândești, dom'le, uite, parcă nu e totul pierdut, știți? Pe de altă parte, există, că așa e viața, are de toate, știți? Există și genul celălalt în care orice ai face nu mai este nicio șansă, cu care nu mai poți ajunge la niciun rezultat. Unde a murit și ultima speranță? Unde a murit ultima speranță? Nu știu, nu m-am gândit. Eu sunt un om pozitiv. Nu m-am gândit niciodată chiar la modul ăsta tranșant să spun, domnule, a murit și ultima speranță. Nu. Câtă vreme sunt tinerii aceștia cu care ne mândrim și în care nădăjduim, da? Nu poți să zici că a murit ultima speranță, nu. Dar vedeți, sunt o serie de alți factori care trebuie să concure la... Ori dacă... Și aici intrăm în chestiuni care țin de societate. Dacă tinerii aceștia nu găsesc sprijin, ajutor, model, încurajare, punere în valoare a lor, e greu. Vorbind de sprijinul societății, mi-ați anticipat puțin întrebarea. Considerați că societatea noastră merge într-o direcție bună? Aceasta este o discuție care ar trebui făcută într-o emisiune separat și special numai pe acest subiect. Cred că traversăm niște ani foarte grei. Cred că am traversat și traversăm în continuare o perioadă grea. Nu știu direcția dacă e foarte bună. Cred că depinde de noi. Eu cred că stă în puterea noastră. Eu cred că trebuie să fim preocupați de... Și acum mă refer la mai mari țări, la conducători. Să fie preocupați să fie conducători pentru poporul ăsta. Pentru popor, nu pentru populație. Atenție, pentru popor. Da? Fie conducători buni pentru poporul care i-a ales, care i-a pus acolo undeva, care, de ce nu, iată, îi plătește, sigur, prin tot felul de, da, taxe și contribuții. Și eu, prin felul meu de a fi, până una alta, eu creditez cu bună credință. Dar dacă văd ceva care contravine flagrant acestei idei, nu mă sfiesc să spun... Nu e bine și conducătorii aceștia nu-și iubesc țara. Dar până una alta nu pot să spun asta. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, să-ți iubești țara înseamnă să o duci într-o direcție bună. Bună nu din punctul tău de vedere. Nu mai știu ce conducător francez, un președinte de stat, o să-mi aduc aminte, dar știu ce spunea. Charles de Gaulle, da. Charles de Gaulle spune așa: în politică este necesar fie să strădezi țara, fie electoratul. Prefer să-mi trădezi electoratul. Mi s-a părut o chestie teribilă asta. Deci trebuie să duci țara în direcția bună pentru țara aceea. Sigur, asta însemna poate niște sacrificii pentru noi. Poate nu se combină tot timpul veniturile, da? Salariile, pensiile și așa mai departe, alocațiile pentru copii și toate cele. Dar dacă știm că facem niște eforturi pentru o perioadă și într-o direcție bună, de ce nu? Și acum vin și vă întreb, de ce țara din inima mea? Ei, țara din inima mea... Vreau să ne spuneți câteva cuvinte, da. Și pentru telespectatorii noștri care nu au aflat încă, trebuie să menționăm că acesta este titlul ultimei... Cele mai recente. Da, da. Noi cărți. Sper să nu fie ultima. De fapt, deja lucrez la o alta. Da, da. Cele deja mai recente. Ați început încă una? Da, da. Da. Bun.
Spuneți-ne, de ce țara din inima mea? Țara din inima mea pentru că fiecare dintre noi, cel puțin asta este convingerea mea, că are și dacă nu are, ar trebui să aibă, să-și poarte țara în inimă, pentru că n-a fost niciodată altfel și nu poate fi niciodată altfel decât așa. Țara trebuie să-ți fie în inimă, oriunde te-ai duce. Oriunde te-ai duce. Nici nu vreau să mai amintesc de faptul că oriunde te duci, te întorci tot acasă. Indiferent cu ce treburi te duci, că te duci pentru 4 zile într-un city break sau că te duci pentru 10 ani ca să, să aduni bani, știu și eu, să muncești, nu știu pe unde, te întorci acasă, orice ar fi. Da, țara din inima mea a fost scrisă, a fost începută când a început pandemia. Eu am făcut parte dintre oamenii care au continuat să călătorească. Nu am considerat necesar să stau în casă, să încui ușile și geamurile că intră coronavirusul peste mine. Nu. Am călătorit. Și am călătorit în România, pentru că știți bine că au fost atâtea și atâtea restricții. Da, pentru a trece peste hotare. Până atunci călătorisem mult în anii din urmă în afara României, peste hotare. Și atunci mi-am zis, poate e timpul să mă aplec mai cu aplecare, ca să folosesc o expresie pleonastică, da, să mă aplec mai cu atenție asupra României. Hai să vedem ce încă n-am văzut. Și așa s-a născut țara din inima mea, care reunește povestiri, unele, reportaje de călătorie, altele, dar una peste alta, așa cum am spus și în cuvântul înainte al cărții, am simțit cumva că ar trebui să dau ceva înapoi țării care m-a crescut. Pentru că țara noastră ne crește pe fiecare dintre noi, într-un fel sau altul. Oriunde pleci în lumea asta, ești crescut aici. Și atunci am simțit nevoia să reunesc toate aceste texte sub titlul acesta, Țara din inima mea, pentru că așa am văzut eu țara. Este țara văzută prin ochii Roxelanei, e țara văzută prin, cu inima Roxelanei, dar cu dragostea de țară. Mi-amintesc, iată, fac o paranteză și spun, eram acum câțiva ani în clisura Dunării și de acolo am plecat în Serbia. Nu văzusem. Zic, iată, hai să văd o țară fostă comunistă. Când am trecut granița, de partea cealaltă exista un loc, un refugiu, un fel de Bellevue, de unde toți turiștii opreau și făceau poze. Vis-a-vis de mine era malul românesc și statuia lui Decebal. Credeți-mă că mi s-a strâns inima și m-am simțit ca pe ceva îngrozitor faptul că eram atât de aproape, pentru că eram aproape, era doar Dunărea între noi, între cele două maluri. Da? Dar atât de departe în același timp, din punct de vedere administrativ, socioeconomic, politic și oricum ați vrea, da? Eram într-o altă țară. Mi s-a strâns inima. Am resimțit ca pe ceva dureros, știți? Să fii atât de aproape, dar în același timp să fii atât de departe de țara. Care ar fi mesajul pe care îl transmiteți cititorilor prin această carte? Evident că să meargă și să-și vadă țara, că până la ce discutam mai devreme de ultra all inclusiv și mai știu eu ce resorturi, resort este un alt cuvânt intrat, a fost într-un resort, wow. Avem atâtea locuri frumoase aici, avem așa oameni frumoși și chiar nu exagerez și nu este un clișeu verbal acesta, chiar avem oameni frumoși de la care avem ce învăța. Suntem niște ambasadori, vedeți? Acolo unde te duci, că ești în țara ta, dar totuși ești ambasador al zonei din care vii, da? Acolo te întâlnești cu oameni și cu care interacționezi, interacționând ei înșiși, la rândul lor se transformă în niște ambasadori. Vii acasă cu ceva ce au pus în sufletul tău, cu niște cunoștințe pe care poate le-ai căpătat acolo, dar probabil că și tu rămâi într-un fel cu ce ai dus de aici din zona ta. Cam așa. Vă mulțumesc mult! Vom trece acum la jocul nostru preferat, adevăr sau provocare, dar înainte de acest lucru, avem o provocare pentru dumneavoastră. Vine din partea doamnei Adriana Voicu, profesor și director al Liceului Tehnologic Grigore
Moisil din Buzău. Și dânsa spune în felul următor. Aștept următorul invitat să vină la liceul nostru pentru o oră, două ore sau chiar pentru o zi și să ia rolul de profesor la catedră. Ce credeți că își dorește doamna director să lămurească lansând o astfel de provocare? Este mai mult decât limpede că își dorește ca toată lumea să înțeleagă că nu e foarte ușor. Nu e un rol facil, ba din contră, pentru că probabil că avem așteptări prea mari, pentru că probabil că transferăm o mare parte din responsabilități în cârca, ca să zic așa, școlii, a dascălilor. Îmi place să-i consider dascăli în continuare. Eu n-aș fi vrut să fiu în locul lor în această perioadă de pandemie. Vă mărturisesc cu onestitate. În care, pe lângă că au trebuit să fie profesori, dascăli, învățători, orice am spune, au trebuit să fie IT-iști, în primul rând, să stăpânească foarte bine tehnologia computerului. Sunt mulți care s-au retras din această cauză, care au plecat, care s-au lipsit, nu le-a mai trebuit pentru că n-au făcut față, s-au petrecut atâtea întâmplări, unele amuzante, altele gafe, datorate necunoașterii computerului. A fost greu pentru profesori, dar este în general, și revenind acum la ce spune doamna Adriana Voicu, da, ar fi cazul să, știți, să dăm cezarului ce e al cezarului și să înțelegem că fiecare profesie are greutățile ei, are riscurile ei, are nevoie de ajutor. Familia trebuie să... Părinții poate nu mai au timp. Iată, revenim la tinerii de care vorbeam mai devreme și atunci lasă totul pe școală. Nu e chiar atât de simplu. Copilul trebuie să-ți plece cu acei 7 ani de acasă, 6 cât vor fi fiind ei acum, da? Dar trebuie să plece cu un bagaj pe care să dească și învățătorii, profesorii și așa mai departe semințe bune care să rodească. Ori dacă de acasă părinții nu mai au timp, copiii sunt... Uitați, poate, în fața televizoarelor unde acțiunea înlocuiește narațiunea. E o problemă. Copiii nu mai știu să povestească, nu mai au vocabular, numai de asta e o altă discuție. Da? Poate sunt uitați cu tabletele în mâini. Nativii digitali. Nativii digitali care într-o mână au telefonul, într-alta tableta, în față este consola, iar părinții nu mai au timp. Și atunci, probabil că pretențiile sunt nejustificate de mari de la profesori. Ori lucrurile nu stau chiar așa. E bine ca și familia să-și facă rolul ei și să crească generația de mâine în mod corespunzător. Vă mulțumesc frumos pentru răspuns. Mergem acum la joc. Vă rog să extrageți un bilet din adevăr sau din provocare, din ce doriți dumneavoastră mai întâi. Din provocare, bineînțeles. Haideți să auzim provocarea. Că cu adevărul e mai greu, dar cu provocarea cântă un fragment dintr-o melodie populară, pa posibilă, dintr-o melodie populară, cât e siriul de mare, n-are drumuri mergătoare, hai Buzău, Buzău. Mi-am adus aminte că zilele astea, foarte frumos, ceva un festival, Benone Sinulescu, da, care, da, iată, ne-a părăsit de vreme și așa mi-a venit. Foarte frumos, vă mulțumesc. Vă invit la adevăr. Nu scapăm de ea. Da. Dacă ai scrie o carte despre viața ta, care ar fi titlul ei? Uite, viața mea, de exemplu, e descrisă în ceea ce v-am spus acum, Țara din inima mea, pentru că acolo este și viața mea. Pentru că dacă eu n-aș fi fost în locurile acelea, nici cartea n-ar fi putut să apară. Deci, într-o bună măsură, acolo se regăsește viața mea, Țara din inima ta. Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Cu o provocare. Vorbește despre rolul tău pe pământ. Despre fecioare numai de bine. Toate zodiacele și toate... Ce să vă spun? Ci că au un rol nemaipomenit, de îndrumător, de sfătuitor, de... Și fără...
fără fecioare nici nu s-ar vorbi, no, nu s-ar povesti. Na, nu s-ar povesti asta. Și nu, cred că ar dispărea și pământul. Sigur, revenim la anomul ton și revenim la modul serios de a pune problema. Rolul meu pe pământ este să mă desăvârșesc pe mine, să, așa cum spuneam mai devreme, să fiu o variantă mai bună a mea și probabil că la sfârșit să zic că a fost frumos, uite ce fain a fost, să fii mulțumit. Și noi să salutăm frumos pământul la final. Exact. Da. Vă mulțumesc. Mergem mai departe cu un adevăr. Ești o fire matinală? Nu. Care este programul tău zilnic? Nici n-am vrut să citesc mai devreme. Nu. Sunt așa. De când sunt la pensie, să știți că m-am transformat oarecum. Sunt un pic mai oblomovistă. Așa mai o cu un pic de lene, pentru că îmi dă mâna, pentru că merit. Și vă pentru că, exact, asta am vrut să zic, că merit. Pentru că, vedeți, am fost matinală 40 ceva de ani, iată este cazul să iau mai ușurel, de ce nu? Așa ar trebui să... Așa, și așa de ce ora așa vă place să vă treziți? 8 și jumătate, cam așa. De asta spun este că nu bine. Sunt matinală, dar e bine, nu e, adică nu stau foarte rău. Da, nu exagerați. Rău. Nu exagerez, nu. Am înțeles. Mai încercăm o provocare, vă rog. Găsește o altă rimă pentru fie pâinea cât de rea, tot mai bine în SUA, nu? Tot mai bună în țara ta. Tot mai bine în țara ta, da. Vă mulțumesc. Și... Adevăr? Un adevăr. Care este secretul frumuseții? Interiorul. Trebuie să fiu onestă și să spun că multă vreme am crezut că înfrumusețarea, că știința așa, că nu știu ce, că creme, că nu. Ești așa cum ești, ești cum ai venit pe pământ, da? Dar cred că secretul este interiorul, mulțumirea de sine. Dacă tu ești mulțumită cu tine, ca femeie, cred că bărbații nu cred că își fac mari griji de în ce privește frumusețea, e clar că întrebarea are în vedere femeile. Dacă tu ești mulțumită cu tine, cred că e bine. Cred că e grozav să poți să te simți bine ieșind nemachiată, să te simți bine cu ridurile tale. Mi se pare ceva grozav. Am primit diverse invitații de-a lungul timp, dar nu vrei să... Nu. Dar nu, pentru că sunt ale mele, pentru că am râs și am plâns poate uneori pentru ele, da? Și atunci, dacă sunt mulțumită și lucrurile s-au întâmplat așa cum trebuia să se întâmple, eu cred că putem fi în regulă. Ar mai fi ceva. Să nu uităm că suntem femei și iată, și iubirea mai contribuie la frumusețea femeii, pentru că așa spun gurile rele că, domne, iubirea face ca femeia să aibă un zâmbet mai frumos, face ca să aibă o privire mai, știu cum, să fie mai frumoasă, tot ce se poate. Aș înclina chiar să fiu de acord. Așadar, mulțumirea de sine, echilibru, armonia în care te afli cu tine, cu mediul înconjurător, iubirea, iată, două secrete de frumusețe. Vă mulțumesc frumos! Drag. Am învățat ceva de la dumneavoastră. Înainte de final, am să vă rog pentru viitorul invitat să vă gândiți la o întrebare la adevăr sau de ce nu o provocare. Îmi spuneți, notez. Și săptămâna viitoare vom afla răspunsul. Uite, cred că... Care e cel mai frumos loc pe care invitatul noastru l-a văzut, în care a călătorit în lume. În lume. Vreau să zic în Europa, dar poate veți avea un invitat care a călătorit mai departe de Europa. Posibil. De asta spun. Pentru că nimic nu spun. Vom afla, sigur. Și eu voi afla uitându-mă la emisiunea dumneavoastră. Vă mulțumim frumos pentru participare. Ne-a fost drag să fim în această seară mulțumesc împreună. Vă mai așteptăm. Mulțumesc frumos de invitație. Mulțumesc. Poate undeva așa prin iarnă ca să mai povestim. Oricând, cu plăcere și să avem ce povesti și să fim sănătoși și să fim sănătoși. Asta contează da, cel mai mult. Că avem și ce să povestim.
Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Aici punem punct emisiunii Adevăr sau Provocare. Nu uitați, în fiecare vineri seară de la ora 20 vă aștept la o nouă ediție a emisiunii Adevăr sau Provocare. Rămâneți cu bine, numai bine tuturor!